În primul rând, apostoli, în al doilea, proroci. Și atunci când biserica, credincioșii ignoră acest lucru cu desăvârșire, nu ascultă apostolii, nu ascultă prorocii care își sacrifică viața, au în primul rând pe altcineva. Îmi place acela, îmi place celălalt, dar mie îmi plac minunile, îmi plac poveștile. Înțelegi? Și apoi te uiți și toată biserica este ca o poveste. Înțelegeți? Primiți revelația? Și apoi te uiți cu ce seamănă biserica. Un fel de Sodoma și Gomoră. În primul rând, apostoli, haideți să ne uităm la Romani 1 cu 5 ca să înțelegem mai bine, prin care am primit Harul și Apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Cu ce se ocupă apostolii? Nu să spune povești, nu să-ți placă ție sau altcuiva. Cu ce se ocupă apostolii? Pentru ce le este dat harul, puterea lui Dumnezeu? prin care am primit Harul și Apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Amin. De aceea, în primul rând, apostoli. Dar mie îmi place învățătura unuia sau altuia. În primul rând, apostoli. Totul se verifică prin apostoli, prin proroci. Orice învățătură, și nu e pur și simplu că îmi place un om sau un slujitor. Amin.